Omul de afaceri Sebastian Ghiță revine cu noi dezvăluiri despre dosarul în care o acuză pe fosta șefă a DNA, Laura Codruța Chioveși, că i-ar fi cerut să plătească bani pentru transportul în țară al fostului șef FNI, Nicolae Popa. Sebi Ghiță a indicat suma exactă care, spune el, ar fi fost plătită la cererea lui Chioveși. Poliția română nu minte cu nimic atunci când spune că a plătit integral factura emisă de către Ciriac Air pentru cursa de Jakarta în valoare de 52.000 de euro. Nici eu, Sebastian Ghiță, nu mint când spun că o firmă din Ploiești a plătit la rugămintea mea 68.000 de euro la cererea Laurei Chioveși, tot pentru aceeași cursă. O cursă București-Jakarta durează 17 ore dus și 17 ore întors. În total, vorbeam de 34 de ore de zbor. Costul închirierii unui avion, Gulfstream G200, precum și cel folosit de către Ciriac Air, este de 4.000 de euro pe oră. Așadar, cu reduceri cu tot, cursa a costat peste 120.000 de euro, 52.000 de euro plătiți de poliție, iar 68.000 de euro plătiți la cererea Laurei Chioveși de către mine. Și eu și poliția română spunem adevărul. Doar doamna Chioveși minte, ca de obicei, printr-o omisiune. Sunt convins că procurorii de la parchetul general vor face lumină și vor găsi rapid adevărul, a declarat Sebastian Ghiță. Reacția lui Ghiță vine după ce ieri poliția română a dat detalii despre plata acestui zbor privat care l-a adus pe Nicolae Popa în 2011 în România din Indonezia. Negocierile au fost purtate cu trei operatori economici de profil, criteriul de atribuire fiind prețul cel mai scăzut. În acest caz a fost declarat câștigător operatorul economic SC Ion Ciriac Air SRL, iar serviciile achiziționate au vizat transportul de pasageri pe ruta București-Jakarta și retur. Semnarea contractului de prestare servicii și decontarea acestuia au intrat în sarcina poliției române. Contractul în valoare de 234.207,30 lei a fost semnat de Inspectoratul General al Poliției Române la data de 14.04.2011. Operatorul economic a emis factura fiscală la data de 21.04.2011, aceasta fiind achitată de IGPR prin ordin de plată la data de 29.04.2011, a transmis Poliția Română. Sebastian Ghiță susține că Laura Codruța Chioveși i-ar fi cerut să plătească avionul pentru aducerea în țară a lui Nicolae Popa. Deja în acest dosar a fost audiat fostul șef de la FNI. Procurorul din cadrul secției de anchetă a magistraților, desemnat să se ocupe de denunțul depus de omul de afaceri Sebastian Ghiță contra Laurei Codruța Chioveși, este Adina Florea, respinsă de președintele Klaus Iohannis pentru conducerea Direcției Naționale Anticorupție.